Mi-aduc aminte că și anul trecut am discutat o problemă care era destul de arzătoare, să zic, pentru administrația locală de la Luna. E vorba cu preponderență de satul Luncan și de lucrările care s-au făcut acolo. Cel puțin anul trecut era o situație în care erau afectate cursurile grădiniței care tocmai se construia. Ce s-a mai întâmplat de anul trecut și cum, în ce relații mai sunteți cu executantul lucrărilor? Da, s-ar părea că s-a început cu dreptul, s-a pus de ce cu stângul, nici mă știm, la armată să începe bătaia cu stângul. N-am început-o prea bine cu acest proiect, care a fost semnat în 2009 și trebuia să fie finalizat în toamna, respectiv la 1 decembrie 2012. S-ar părea că n-am înțeles că trebuie să termine aceste lucrări, și am adus în jur de 9 adiționale pentru a putea termina lucrările din Luncan pe măsura 3.2.2. Ele se referă la canalizare, apă, asfaltare străzi, apoi grădiniță, cămin cultural. Faza în care ne aflăm acum este, să zic, una nefericită, pentru că cel mai important este canalizarea și apa, aducerea de apă. Dacă, așa cum știți, grădinița am reușit să o inaugurăm, ne mai rămâne partea exterioară să o rezolvăm cu cel care a început lucrările, apoi grădinița este finalizată, trebuie să suntem în faza de recepție a grădiniței, dar ea nu are apa și canalizare. Apoi am continuat cu asfaltarea care s-a încheiat pe cele 6,8 km. În totalitate, mai puțin, să zicem, intrarea chiar în sat pe partea dreaptă, cum se merge spre Luduș, unde mai avem în jur de 200 de metri de asfaltat. Asta e o lucrare care se poate termina într-o jumătate de zi. Ce am avut probleme la asfaltare? Am avut probleme cu rigolele, care practic, odată începute, după câteva zile, s-au stricat.